Bună, dragii mei, bine ați venit sau revenit pe canalul meu dacă sunteți aici de mai demult. Dacă acum mă vedeți pentru prima dată, îmi pare tare bine să vă cunosc. Eu sunt Cristina și astăzi am pentru voi o reeditare a unui clip pe care l-am filmat cândva prin toamnă și v-a plăcut atunci foarte mult și recent am adus eu vorba așa într-un clip cum că aș face un update la clipul respectiv și voi ați zis da, da, sigur, hai să îl facem. Este vorba despre clipul cu stocuri de cosmetice. Deci vom vorbi astăzi despre cosmetice pe care eu le am în casă, le-am cumpărat sau le-am primit, că veți vedea unele din ele au fost cadouri, dar încă nu le-am început, nu am început să le folosesc. Poate că o parte le-am încercat în sensul de, nu știu, dacă a fost un ruj, poate l-am dat pe încheietura mâinii să văd culoarea sau dacă a fost un parfum, tot așa am dat un puf să văd cum miroase, dar nu le-am purtat propriu zis, adică nu m-am dat cu el și am ieșit din casă în oraș să-l port o zi întreagă și așa mai departe. Ați înțeles ideea. Înainte de a începe, vreau să urez Paște fericit tuturor, pentru că încă este sărbătoarea Paștelui. Astăzi, când eu filmez, este a treia zi de Paște și vă doresc să petreceți cea mai rămas din această sărbătoare în liniște și în pace alături de cei dragi vouă. Și să vă invit să vă abonați acestui canal dacă nu ați făcut-o încă, pentru că mă ajută pe mine foarte mult, iar pentru voi e complet gratis, nu vă costă nimic. Acestea fiind zise, hai să trecem la produsele neîncepute, stocul, depozitul de cosmetice, cum vreți voi să-i spuneți, și le-am strâns pe toate în coșul ăsta mare. Și le-am pus aici undeva în partea dreaptă pe un scaun, ca să-mi fie ușor să le iau și să le pun aici sus să le vedeți mai bine, dar sunt foarte multe și foarte grele, de a nu am încercat să mă organizez așa. O să încep cu parfumurile și am câteva pe care încă nu am apucat să le folosesc, începând cu acest Douglas Happy Juice. Mențiune, v-am adus doar produse mari în full size, fără mostre, eu știu, sample-uri și așa mai departe, dar unele din ele, cum este cazul parfumurilor, sunt așa în varianta asta de poșetă de 10 ml. Unul dintre ele este acest Happy Juice de la Douglas, pe care eu l-am luat de la import direct la un preț foarte bun, cândva de Black Friday, parcă. Tot așa pe zona parfumurilor, o achiziție recentă din Lidl, pe care nu am reușit să o port, că nu mi s-a părut vremea potrivită pentru ea, parfumul, sau mă rog, aroma New York de la Suddenly, care este clonă pentru Donna Karan New York Woman Energizing și îmi place foarte mult. E un fructat citric, ușor floral, care îmi dă o energie foarte, foarte bună. Nu am ca să-l port, vă ziceam. Tot de la Lidl, Suddenly Summer Shine. Ăsta mi se pare așa un parfum de tranziție, de primăvară, toamnă. Nu pot să vă spun de ce, deși este de toamna trecută la mine în casă, nu vine să întind mâna după el. E o aromă foarte dulce, bombonicioasă, așa, ușor adolescentină, dar nu, parcă nu mă trage ața, să zic așa, către el. Tot la capitolul parfumuri am multe și de pe la Dubai Collection, pe care le-am testat o parte din ele, adică le-am dat pe închetură, l-am mirosit un pic, dar nu le-am purtat pe parcursul întregii zile, din același motiv nu mi s-a părut sezonul lor. Am acest Celestial Fascination, o să vă las în partea de jos care este aroma pe care o clonează. Wu Spices, asta este o clonă pentru Xerjof Accento. Mai avem Thailand Oud in Cairo, care este o clonă pentru Xerjof Alexandria II. Mai am aici Amber Wood, clonă pentru, cred că tot așa se numește și originalul, Amber Wood, și se pare că este de la Tom Ford. Mai am aici Thrill, care este o clonă pentru Twilly Dermes. Și mergem mai departe, se poate să fi scăpat ceva, dar am să revin la ele, dar uite, mai găsesc și Cedra Essence, care este o clonă pentru, cred că, Montale Cedar Mask, ceva de genul ăsta, sper să nu greșesc denumirea. De la Viorist am câteva parfumuri tot așa încercate, dar nepurtate. Lovely, în varianta asta de poșetă. Mai am My Viorist 13. Mai am Lucky 13, tot de la Viorist.
Același motiv pentru care nu le-am purtat, mi s-a părut că nu sunt neapărat potrivite pentru vremea de afară. Și, uite, am mai găsit de la Dubai Collection unul din acesta în variantă mică și ăsta l-am luat la ultima comandă pe care n-am apucat să o filmez whole unboxing, dar o să vi le arăt așa pe parcurs. Este vorba despre Sensual Saffron, este o clonă pentru un parfum de la Byredo, dar nu mai rețin exact numele, nu mi-amintesc exact, am să vi-l las afișat. Iarăși, ce e de mult în colecția mea și n-am apucat să port, de la Luxury Blooming Essence, clonă pentru La Vie Belle. Nu știu cât a clonă și nici nu mi se pare tare reușit, așa că nu mi-a mers mâna spre ea. De la Dubai Collection și foarte mult îmi place ambalajul ăsta, mi se pare, ia uitați cât este de fain, Rose Honey. O clonă pentru Dior Tobacolor, pe care am încercat-o. Am încercat-o într-o dimineață și vă zic că toată ziua a persistat pe mine, deși scopul n-a fost să o port, ci mai mult să o testez. Foarte mult îmi place, dar este o aromă foarte dulce și foarte afumată, așa că se potrivește în zilele reci, poate ploioase. Eu îl văd mai mult ca pe un parfum de iarnă, este super mega afumat, dar îmi place totuși. Da, și mai am aici încă o clonă pentru Xerjoff Alexandria 2. Este de la Maison Asrar și se numește Hamza Ghazal și este o clonă pentru Xerjoff Alexandria 2. Și ca și originalul său, e un miros foarte, foarte oriental, dulce, lemnos, condimentat. Și deși între notele oficiale el nu are listată scorțișoarea, mie mi se pare că o simt și îmi place chiar mult. Dar, vă ziceam, nu am apucat să o port cu adevărat. Hai să vedem dacă mai am ceva parfumele. Parcă n-ar mai fi. Uite, aș mai avea un spray de corp. Un spray de corp de la Lorina Paris. Cred că pe acesta am apucat să vi-l arăt și în celălalt clip. Dar, cum mie îmi place să port aroma asta, mai cu seamă vara, am așteptat sezonul de vară, așa că s-a nimerit să vă arăt în două clipuri cu stofuri. Bun, hai să mergem, că am... uite, mai am un parfumel, încă o clonă pentru La Vie Belle, de la Bies Blossom Avenue. Mi se pare destul de ok, destul de reușită, vă spun sincer, am mai fost prin Auchan și prin Demeche, am mai testat și alte clone de la Bies, nu mi s-au părut ok, nu mi s-au părut reușite, dar asta, culmea că este destul de reușită, zic eu. Și acum, hai să mergem cu adevărat la celelalte și o să trec la produse pentru ten, la cosmetice. Ultima achiziție, ultima cumpărătură, acest ser cu acid hialuronic, vedeți că e și sigilat, încă n-am reușit să-i rup sigiliu, de la Momirov Cosmetics. Au avut ei o ofertă de genul, dacă cumpărai o cutie din aceea de noapte de lux, primeai serul acesta gratuit și am cumpărat cutia cadou pentru sora mea, i-am și dat-o acum la Paște că ne-am întâlnit și am păstrat eu serul acesta cu acid hialuronic. Nu-mi pare rău pentru că cu siguranță o să-l cumpăr și era prevăzut, să zic așa, în project plan-ul meu și în low-buy, să zic așa, în regulamentul anului meu low-buy, că voi mai cumpăra ser facial pentru că cu siguranță mi se va termina stocul pe care îl aveam și bineînțeles asta s-a și întâmplat. Și apropo, am uitat să vă zic la început, dar fac acum o paranteză, prin clipul ăsta nu încerc să încurajez consumerismul sau consumul excesiv necugetat, să zic așa, între ghilimele, de produse cosmetice, nici nu vreau să mă laud cu ce produse am eu, ci pur și simplu am observat că vă place genul ăsta de clip, de altfel și prima oară când l-am filmat tot la cererea voastră a fost, așa că Silvia Mădălina mi-a cerut, asta are și eu apropo un canal de YouTube și am să vi-l las linkuit în căsuța de descrieri și da, m-am gândit să îl refilmez ca să vedeți și voi ce, cum s-a mai schimbat situația, dar din nou, nu încerc să îndemn pe nimeni să cumpere excesiv sau să folosească excesiv cosmetice sau, nu știu, la niciun exces, ci
filozofia, să zic așa, filozofia mea este să fim cumpătați, să folosim cosmetice, dar fără să cumpărăm excesiv, să cumpărăm doar ceea ce avem nevoie și să nu aruncăm banii aiurea și mai bine mai puțin și mai bun decât mult și prost. Dar, desigur, asta nu înseamnă că ceea ce este ieftin este neapărat de proastă calitate, pentru că nu este deloc așa și am testat și am văzut asta pe pielea mea. Se găsesc multe produse care nu sunt scumpe, dar sunt de foarte bună calitate și închei paranteza și hai să trecem înapoi la produsele noastre. Bun, la că suntem aici în zona cosmeticelor faciale, mai am în stoc această cremă de noapte cu unt de shea, cu acid hialuronic și vitamina B3 de la Avant, pe care am găsit-o într-una din cutiuțele Pick & Dazzle și pe care abia aștept să încep să o folosesc și încerc să mut un pic cadrul mai așa, ca să pot pune și aici cosmetice, pentru că deja nu mai au loc și am aici o grămadă care așteaptă să vi le arăt. Mai am aici o cremă de ochi. O cremă de ochi de la Kiotis Paris, Control Jeunesse, Combler Reed, deci este cu complexul supramarin, nu mai țin minte dacă v-am arătat-o pe asta, este cadou de la sora mea și sora mea a început-o, deci cumva este nouă, dar este nouă pentru mine. Ce mai găsim aici? Tot de la Avant, din aceeași gamă cu unt de shea, cu arginină, o cremă de zi cu textură ultra fină din gama Advanced Bio, tot din cutiuța Pick & Dazzle și abia aștept să o încerc și pe ea. Mai am aici o mască, de fapt un ser, mai bine zis, un ser corector anti-rid și anti-imperfecțiuni de la laboratoarele Filorga Paris. E în versiune din aceasta travel de 7 ml și a fost un cadou de la Ana Pesclevei, dar încă nu am apucat să o folosesc sau să îl folosesc fiind un ser. Încerc să rămân în zona feței. Mai am aici două peciuri din acestea sau pețuri pentru ochi, cu acid hialuronic și vitamina C, hidrogel, le zic ei. Sunt de la Balea, de la Demei și le-am de la Andreea Iavorenciuc și mulțumesc tare mult. Sper să reușesc să-mi fac timp să le și folosesc. Hai să mergem mai departe. Mai am aici niște măști de la Elmiplant, mască șervețel cu acid hialuronic, mască șervețel cu vitamina C, astea sunt cumpărate de mine, și de la Orgena, tot de la Andreea Iaurenciuc este aceasta, o mască cu colagen. Am mai încercat de la ei masca cu lăptișor de mască, de mască de matcă, foarte bună a fost, așa că mă aștept și asta să fie la fel de bună. Sunt coreene astea și am așteptări mari de la ele. Hai că tot suntem în zona de măști. Mai am aici un peeling pentru mâini de la Balea și el. O mască revitalizantă și nutritivă de la Vitage, pe care am, de fapt brandul este Bottega di Lunga Vita, gama este Vitage, din cutiuța Pick & Dazzle. Și mai am aici niște săruri de baie. Astea mergeau mai bine la, tot de la Balea și ele din DM. Astea mergeau mai bine la categoria corp, da, s-au nimerit pe ei și am pus mâna prima oară pe ele. Hai să vedem câteva produse de machiaj și hai să încerc să le iau pe toate dintr-o dată ca să nu mai tot aplec. Dar înainte de asta vreau să vă mai arăt o cremă de noapte pentru riduri și linii fine de la eCooking. Tot din cutiuța Pick & Dazzle și ea. Și uite, acum îmi cad ochii pe încă un parfum pe care am uitat să vi-l arăt prima dată. Un parfum tot așa, în variantă travel, de poșetă, Esperina de la Edosa, de la cei de la parfumat.ro, care este o clonă pentru Chanel Chance o tangă. Hai să trecem la produse de machiaj. Din cutiuța Pick & Dazzle am acest Spectrum of Stars. Este un fard de ochi și vine așa la ca un pot din acesta, ca un paint pot. Așa arată. Și nuanța este Blueberry Dream. E un albastru așa combinat cu mov, o
nuanță care, nu știu, nu mă avantajează în mod deosebit. La un moment dat mi-am făcut un machiaj cu ea și v-am întrebat pe Instagram cum îmi stă și am avut răspunsuri așa 50-50. Unii a zis că îmi stă bine, unii a zis că îmi stă rău. Cred că, da, cred că atunci a fost singura dată când am folosit-o și a fost așa mai mult de încercare. N-am ieșit nicăieri aranjat așa. Mai am un mascara de la Alix Avien, tot din cutiuța Pick and Dazzle 3-in-1 mascara și pe ăsta nu am apucat să îl folosesc încă. E nuanță, o nuanță de negru. Nu am apucat să-l folosesc încă, dar cu siguranță va urma. Va urma pentru că deja am aruncat un mascara mai vechi pe care îl aveam eu în colecție. Era aproape terminat, un pic mai rămăsese în el și ăsta este nou-nouț. Așa că, da, acum am unul aici în casă pe care îl folosesc când mă machiez pentru clipuri, unul în poșetă și ăsta va fi al treilea pe care îl voi deschide pentru că am observat că în ultima vreme cam așa, cam trei am în rotație. Și mai am aici un ruj pe care l-am primit cadou acum de Paște de la sora mea, este de la Yves Saint Laurent. Și ca nuanță, vă zic imediat ce nuanță este. Ruj Volupte Shine, nu știu ce, cred că este 130 nuanța. Sper să nu spun prostii, dar așa scrie aici. Are un cod 62T900 și alături scrie 130. Deci bănuiesc că este numărul 130. Și nuanța este aceasta. Se simte foarte cremos și foarte bogat pe buze și chiar am să vă fac un swatch. Așa arată, e super mega cremos, deci nu știu dacă aveți ocazia să încercați, nu știu dacă ne ajută foarte mult lumina asta. L-aș descrie ca un cărămiziu, așa, ușor, ușor maroniu, dar mai degrabă cărămiziu, mai închis. Da, foarte, foarte cremos, foarte cremos, Volupte Shine. Foarte fain, foarte mult îmi place senzația. Culoarea nu e neapărat cea mai avantajoasă pentru mine, cea mai flatantă pentru mine, dar mă gândesc că o să o combin cu ce mai am pe aici pe acasă și o să iasă ceva. Ok, o cremă de noapte, Elixir Botanic de la Yves Rocher, tot de la Andreea Iavorenciuc, o am și pe ea din swap-ul nostru anterior, de la Symbiosis London, din cutia Pick and Dazzle, este un gel de curățare iluminator și exfoliant. Am mai avut produse de la brandul ăsta, foarte, foarte mult mi-au plăcut, abia aștept să-l încerc și pe acela. Și tot de la Yves Rocher, o mască cu efect de calmare, Pure Chamomile, deci cu mușețel, gel cu carbon activ, un gel de curățare de la Bottega di Lunga Vita, aceeași gamă Vintage. Mai departe mai am aceeași cremă de la aceeași, o cremă din aceeași gamă cu crema de ochi pe care v-am arătat-o mai devreme, de la Kiotis Paris și scuze pentru faptul că mai găsiți amprente pe ambalaj, se mai joacă copiii cu ele, le mai prind din când în când, eu le pun, le feresc cât pot de ei, dar nu reușesc tot timpul. La Creme Essentiel, la fel, a încercat-o sora mea, nu i-a plăcut, mi-a dat-o mie, eu încă n-am ajuns la ea, am avut altele cărora le-am dat prioritate, dar o să ajung eu și la ea, dacă nu expiră între timp. Și mai am aici de la e-cooking o cremă, pardon, o mască hidratantă, Intensive Moisture Boost, așa arată, în pot din asta, în recipient mic de 15 ml, tot din cutiuțele Pick and Dazzle o am și un pachet de mănuși de machiante de la Yves Rocher, tot de la Andreea Iavorenciuc și tot așa n-am ajuns, de fapt este o singură mănușă înăuntru, dar da, vine într-un pachet, tot așa n-am ajuns încă la ea. Da, fiind tot timpul cu copii, am tendința să mă îndrept către produsele care se pot folosi rapid, gen spume, gen geluri, mai greu să stau, să mă dau cu balsamuri de demachiere, să mă șterg cu măști sau cu prosoapă sau așa. Tot timpul aleg varianta rapidă ca să meargă repede, repede treaba. Ca să terminăm și cu pastele de dinți și cu îngrijirea orală, o pastă de dinți Aqua Fresh, cred că de pe la Import Direct o am, o apă de gură Parodontax, asta cred că am luat-o de la Kaufland, la campania aceea lor de reciclare și încă una de la Colgate, asta cred că o am, Triple Action, asta cred că o am de la Import Direct, un lac de unghii ultra rezistent de la Farmec, este un lac transparent, o ojă
a cărei nuanță îmi place tare, tare mult, de la Lidl, din gama aceasta CN Beauty. Nuanța este Orchid Love 147, Ultra Glossy and Long Stay. Foarte mult îmi place, dar n-am reușit niciodată să mă dau cu ea. Din DM, v-am arătat recent, mi-am recumpărat picăturile de uscare a ojei de la Essence. Am încercat și din alte branduri, dar astea mi s-au părut mie cele mai bune și scuze că mă tot aplec. Tot de la Essence, o ojă de data asta, o ojă din această de tip gel, este nuanța 14 și se numește All Time Favorite, adică no, Favor Red, Red Roșu, da? Un joc drăguț de cuvinte, tot un roșu de la Miss Sporty, nuanța este cred 130, da? Așa arată și parcă o am de la import direct și cred că am mai avut nuanța asta mai de mult. Un ulei de reparare a unghiilor cu ulei de argan, tot de la Essence. Și de la Farmec, o ojă lac de unghii ultra rezistent. Uite, am observat că mi-a și curs un pic în borsetă. Probabil a fost un pic desfăcută pensula și un pic mi-a curs, asta este, nu am apucat niciodată să o folosesc, este numărul 5 de la Farmec, dar astea au de obicei termen de valabilitate foarte lung ojele, așa că cred că am să reușesc să o consum și pe ea în timp util. Să trecem la produsele pentru corp și avem, în nicio ordine anume, ci pur și simplu cum le nimeresc, un scrub de corp din cutiuța Pick & Dazzle de la brandul Treats Bubble, I Melt Like Ice Cream Salt Scrub, deci gomaj cu sare, are 200 de grame și are 12 luni de valabilitate, deci berechet timp să o folosesc. O cremă de mâini, tot din cutiuțele Pick & Dazzle de la Mades, este Jazzy & Crazy Hand Cream cu jojoba oil și honey extract, deci cu extract de miere și ulei de jojoba. Asta îmi plac tare mult să le țin în poșetă, că tot suntem la cremele de mâini, o cremă de mâini de la Farmec, reparatoare, cu vitamina A, gălbenele și minerale esențiale. Mai departe, mai am de la parfumat.ro acest gel de duș, Saria Perfume și aroma este aceea de, mai deschid o dată să mai miros. Aroma, da, este aceea a lui Baldafric. Doamne, doamne, cât de minunat este, cât de mult îmi place, cât de mult îl iubesc. Hai să vedem dacă are undeva vreun nume, Mystic scrie aici. Și îl păstrez pentru My Love vară, că în special vara îmi place să folosesc aroma asta de Baldafric. O loțiune de mâini, tot de pe parfumat.ro, de la Loris de data asta, cu aromă de fleur narcotic. În momentul de față am pe birou genul ăsta de recipient cu pompițe, îmi place să îl țin pe birou, în sufragerie, na, acolo am birou când lucrez de acasă, și acolo tot timpul păstrez ăsta cu pompiță, ce e în genul ăsta de ambalaj, pun în poșetă, ce e așa pe birou. Și acum am o cremă de corp de la Momirov, foarte mișto, foarte mult îmi place. După ce mi se termină pe asta, o bag în folosință și altceva nu mai cumpăr, promit. Un gel răcoritor după plajă cu aloe vera de la Zana. La vară, cu siguranță că am să-l folosesc. Sper să apuc, că zic ei că expiră în iunie 2024. 2024, da, mai am vara asta și încă câteva luni din vara viitoare. Hai că este vreme, voi reuși, Doamne ajută! Bun, mai am aici un gel de duș din brandul acesta Lux, gama Botanicals, cu frezie și ulei de titri și, Doamne, miroase superb. Am la baie deja un săpun de mâini cu aroma asta, deci e ceva, o superbitate, vă spun. Da, absolut superb, frezia se simte bine. Uleiul de titri, mie nu prea îmi place cum miroase, vă spun sincer, dar în combinația asta frezia se simte mai bine și uleiul foarte puțin, nu știu, cred că au băgat ceva ca să-l neutralizeze pentru că nu miroase bine. Asta este și da, în schimb gelul ăsta de duș miroase tare, tare bine. Și că tot suntem la geluri de duș, mai am o cremă de duș de la Treats Traditions
Pure Serenity, este cu yuzu, nu știu ce e yuzu, și, dar cred că am căutat la un moment dat și era ceva de genul o plantă, și cherry blossom, floare de cireș. În momentul de față am la baie vreo 2-3 geluri de duș, unul de la Momirov cu trandafir din gama aceea Damasc, foarte mișto. Mai am una tot de la Treats Traditions, aproape terminată și pe aia cred că în clipul următor o să o vedeți. Și mai am ceva de pe la Felcea Azura, dar după ce le termin pe alea, sau măcar una din ele, că tot așa rotesc câte trei odată, asta o să intre. Mai am aici un balsam de păr de la Mades, din cutiuța Pick and Dazzle, și este cu cașmir și extract de miere, un balsam revitalizant. Ce mai am pe aici? Mai am o cremă de duș cu lapte de cocos și ulei de macadamia. Pe asta o am la mine de foarte mult timp și abia aștept să o folosesc pentru că îmi place foarte mult mirosul de cocos, dar tot timpul am găsit altele și le-am băgat primele nuți, mai ales că asta e și un recipient mare. Cumva mi-e teamă așa cumva de recipientele mari și tot timpul le bag pe alea mici în folosință, că mă gândesc că hai că peste le termin mai repede, dar o să-i vină și ei rândul, dar cred că cândva mai spre toamnă. Pentru că atunci mi se pare mai potrivit mirosul ăsta de cocos. Pentru vară le păstrez pe astea mai proaspete. Mai am una cu bergamot acum la baie și când o să dea căldurile, pe aia sar. Bun, încă ceva, da, și pe ăsta cred că l-ați mai văzut și data trecută, de la CN Nature, din gama aceasta vegană, organică, cu sea buckthorn. Așa, e ceva ce arată amăceșe, nu știu exact cum s-ar traduce. Ia să vedem. Ah, ba, uite, avem aici ulei de cătină, e cătină. Era scris și în românești, nu știu ce, nu m-am uitat. Anyways, da, deci cu cătină și unt de shea și, da, trebuie neapărat să o folosesc și pe asta că e de prea mult timp la mine și e cazul să o folosesc. Andrei a primit cadou un gel de duș în acesta Nivea Men Sensitive. Nu îi place să folosească geluri de duș, deci fie îl folosesc eu, fie îl plimb acolo pe la baie până când, într-un final, cineva se milostivește de el și îl folosește. De la Dubai Collection am acest set foarte drăguț pentru îngrijirea mâinilor. Un săpun de mâini cu tea rose, trandafir de ceai, cred că așa s-ar traduce, și o loțiune de mâini, asta cu ce e? Tot cu Tea Rose and Velvet. Loțiune de mâini, așa arată, foarte drăguț, și mă gândesc dacă să-l folosesc eu sau să-l fac cadou, că mă gândesc deja la o finuță de-a mea, căreia i-ar plăcea tare mult și cred că am să-i dau ei până la urmă. Dar nu, dacă tot s-a nimerit pe aici, era neînceput, am zis că să vi-l arăt și vouă. Și nu mai am multe, de fapt mai am chiar două chestiuțe pe care le-am luat tot așa la ultima comandă la Dubai Collection. Un set de baie cu gel de duș și loțiune de corp, așa arată, sunt tare drăguțe, sunt miniaturale așa, de la brandul, cum îi zice brandul ăsta, Sakura Spa, cred, nu, brandul este Accentra. Aroma este Cherry Blossom și gama este Sakura Spa. Foarte simpatic e și are și chestia asta așa să-l agăți de aici. E tare drăguț, îmi place. Și mai am comandat un set de 3 creme de mâini cu arome din acestea răcoritoare, cu ulei de lămâie. Unele sunt, cred, cu ceva bergamotă, lemon oil... nu știu ce aveam impresia că sunt cu bergamotă, toate sunt cu ulei de lămâie și o să fie perfecte pentru vară, mai ales că sunt așa, în culorile astea așa verde de grade, o să fie perfecte de poșetă, mai ales fiind la, cred că au mai puțin, 60 de mililitri, credeam că sunt mai micuțe, dar au 60 de mililitri și cam asta e dimensiunea recipientelor pe care le pun eu în poșetă și asta de la Mades are 65 de mililitri și, dragii mei, astea au fost toate produsele pe care eu le am în stoc și constat că, deși am zis că ăsta este anul low buy, stocul meu n-a scăzut, ba cred că aș putea spune că a crescut, nici măcar n-a rămas constant, ci a crescut și nu mi se pare un lucru neapărat bun, nu pot zic nici că e foarte rău, că
le folosesc sau le fac cadou, deci cineva tot se va bucura de ele și nu o să le arunc nefolosite, dar da, revin la, să zic așa, la credo-ul meu, la îndemnul meu de a nu folosi produse sau mai bine zis, de a nu cumpăra cosmetice pe care nu le folosiți, de a nu cumpăra cosmetice de care nu aveți nevoie, de a nu cumpăra mai mult decât decât consumați, de a nu cumpăra mai mult decât utilizați, să folosim cu măsură, cu cumpătare și să nu aruncăm banii inutil, pentru că muncim din greu pentru ei și trebuie să ne bucurăm de roadele muncii noastre. Dragii mei, astea au fost. Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți despre ele, dacă le-ați avut, dacă le-ați încercat, dacă v-ar plăcea să le încercați, pentru parfumuri, dacă le-ați văzut sau le-ați mirosit pe undeva. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez, să ne vedem cu drag și cu bine la un clip viitor. Pa, pa!